că nu este echitabil. Încerc cu revocați înapoi în ascun, din partea concesionarului. Sper că aceste două minute nu le veți cronometra cu prezentările. Cred că, de asemenea, nu este un raport de forțe echitabil câte vreme din asta aveți toate documentația și noi am aflat din presă, cu atât mai mult cu cât am înțeles că au suferit azi dimineață modificări toată documentația. Din prezentarea pe care din asta s-a făcut, am înțeles că obiectul discuției de astăzi este prezentarea unui raport respectiv a unui stadiu și, după aceea, tot așa am înțeles că ar fi vorba de o consecință, o concluzie, încetarea de drept a contractului de concesiune. În măsura în care veți aplica ureche la ceea ce noi vom spune, veți corobora ceea ce dumneavoastră aveți în raport cu ceea ce noi vă vom spune. Eu sper ca, cel puțin măcar pentru o perioadă, să analizați și spusele noastre, nu doar informațiile pe care dumneavoastră le aveți. Sunt convinsă că aveți toate documentele, sunt convinsă că cunoașteți toate elementele de care aveți nevoie pentru vot. Vă rog să le analizați în consecință pe toate. Vă rog să analizați în primul rând care este motivul, care este momentul și oportunitatea acestui proiect de lege și exact momentul în care se solicită opinia dumneavoastră. Vă rog frumos să aveți în vedere data la care acest contract a fost încheiat, data la care ultimul act adițional a fost semnat și, de asemenea, să aveți în vedere că astăzi aveți un strand care este funcțional. Nu cunosc foarte multe informații. În mod oficial, societatea pe care o reprezint nu a primit informații, motiv pentru care voi încerca să mă limitez la informații pentru a nu da un caracter de bârfă acestei ședințe, însă o mare problemă care a avut întotdeauna, de care s-a legat acest contract, este situația terenurilor. După cum dumneavoastră știți foarte bine, terenurile care fac obiectul contractului de concesiune nu au o situație juridică clară, motiv pentru care îmi este cel puțin îndoielnică situația și poziția colegilor mei din Comisia Juridică, care au aprobat în mod favorabil acest proiect de lege, pe cale de consecință atât vreme cât concedentul nu și-a îndeplinit obligația asumată prin contract, nu-și poate invoca propria culpă pentru a obține încetarea acestui contract de drept, cu atât mai mult într-o procedură atât de simplificată. Eu consider că este un proiect mult prea important, la care are mult prea mari efecte asupra orașului, ca să poată fi luat într-o ședință atât de telegrafică și fără a văzut, a trebuit să facem eforturi să fim ascultați. Nu mi se pare normal această atitudine, dar pe de altă parte vă rog să observați și din analiza documentelor care sunt și vorba aceea sunt destule, vă rog să observați că la toate demersurile pe care societatea le-a făcut, primăria nu a dat niciun răspuns. Mai mult, din adrese pe care noi le-am obținut în mod indirect și nu direct de la partenerul de afaceri, mai mult a încercat de fapt să saboteze acest proiect. Sunt într-adevăr unele probleme cu privire la realizarea și respectarea termenelor, dar aceste întârzieri în mod sigur nu s-au datorat societății concesionare, ci s-au datorat lipsei unei siguranțe și unei situații juridice clare a terenurilor. De asemenea, știți foarte bine că s-au efectuat lucrări topografice care arată foarte clar situația ambiguă și neclară a terenului care face obiectul concesionării. Pe care de consecință, în măsura în care ți se cere să faci o investiție, la care într-adevăr la început ai fost de acord, dar investiție care este de ordinul milioanelor de euro pe un teren care nici acum, deși contractul este din 2008, în 2016, nu au o situație clară, cred că cel puțin se poate asculta părerea și care sunt motivele pentru care nu s-au respectat eventualele termene. Nu a se decide în mod unilateral, așa cum se încearcă astăzi să se procedeze. Mulțumesc!